mulțumesc preacucernicilor părinți pentru frumoasa slujbă, așa cum ne-ați învățat. Mulțumesc și lăboșenilor care sunt prezențați și celor care n-au reușit să ajungă. Avem de treabă de acum și mă uit așa cu drag spre Părintele Paroc, pentru că aș vrea o parte din sarcina care revine de aici încolo să o preia Părintele, în sensul de a întreba sau de a discuta mai mult cu cei din comunitate dacă au posibilitatea să doneze o parte din lucrurile, așa cum spuneam, pe care le avem acasă, din pozele strămoșilor noștri, din lucrurile cu care ei au lucrat, poate o scoarță făcută aici, în satul Lapoș, sunt lucruri foarte frumoase. Eu deja am o parte în familia mea din lucrurile astea pe care o să le aduc aici. Să vedem frumos, vor fi puse acolo inscripții de ce au fost donate. Dacă, eu știu, sunt lucruri la care țineți foarte mult, putem să facem replici după ele, copii sau eu știu ce să facem, să le spunem, să le punem aici, dar să spunem și povestea, istoria din spate. Îmi doresc foarte mult ca, eu știu, în 5-6 luni să venim aici să găsim un muzeu frumos și care să ne amintească de cine am fost noi, de unde am plecat, unde am ajuns și ce ne propunem să facem, pentru că lucrurile trec atât de repede pe lângă noi și viața e atât de scurtă încât nu prea avem timp mult de gândit. Și dacă ne gândim foarte mult la ce vrem să facem, ajungem la concluzia că nu facem aproape nimic. De-aia trebuie să ne mișcăm repede, împreună cu, spuneam, cu Părintele Paroc, împreună cu profesorii, din învățătorii din Lapoș de aici, să ne gândim pe fiecare palier ce putem face. Ar fi frumos să avem aici un, nu știu, poate un registru în care să știm toți preoții care au fost de la origini și până acum, care au slujit în satul Lapoș. Foarte frumos să știm ce învățători am avut, ce directori de școli, ce oameni de aici din zonă au plecat și au ajuns ingineri, profesori, doctori și așa mai departe. Iată că e frumos, am văzut undeva într-o carte scrisă de profesorul Alexa, Dumnezeu să-l ierte, toate aceste evoluții pe cartiere. Ne putem inspira de acolo și o să facem un grup de lucru în așa fel încât să știm. Pentru că sunt oameni, mulți care au plecat de aici, au ajuns pe unde au ajuns și nu ne mai amintim de ei. Ce eroi au avut satul ăsta? Cât au murit ei? Avem eroi din 1877 și unul dintre ei este Vajoveanu. Este înscris la Părintele, la Voiștea acolo, acel tablou prin care cinci eroi îndărmănești au fost în ordinul ăla este, cred că, semnat de război de independență la 1877 de regele, de rege, cred că era semnat acela. De Carlo, da. Deci vă dați seama ce lucruri frumoase din cei cinci care și-au pierdut viața și au fost decorați de Carol în 1877, unul era deci, din satul Lapoș. Foarte frumos, o să facem și acolo niște replici și o să le aducem, să le avem aici, pentru că avem, chiar avem o istorie frumoasă, chiar am avut niște înaintași de toată, tot respectul și haideți să facem ca și cei care vin după noi să-și amintească de ei. Spunea Părintele de schitul de sus, atât de mult atâta obligație avem noi față de cei care s-au nevoit acolo, de călugării de acolo, pentru că datorită lor suntem noi. Acest sat a fost făcut, format, a luat naștere pe terenurile mănăstirii, dealul Popii. Vă dați seama, dealul Popii și biserica din sat de aici, făcută la 1813, cu hramul de astăzi, Mihail și Gavrilă, a fost făcută la inițiativa starețului de la mănăstire pe care îl chema Mihail. Iată că, după ce le-a dat loc de casă ardelenilor refugiați din zona Târnavelor, le-a făcut și biserică loc de rugăciune, pentru că erau niște oameni foarte credincioși. Până în 1813, bunicii, străbunicii noștri au fost înmormântați acolo, la mănăstire. După 1813 se construiește această biserică de către Mihail. Deci, mulți dintre noi nici măcar nu știam asta, nici măcar în pomenicile care le avem acasă, nu treceam în
numele Celui care a construit biserica. Deci lucruri foarte frumoase, istorie foarte multă, oameni foarte valoroși care au trecut prin această zonă și amintesc aici pe doamna profesor Iulia Văcărașu. Câți mai știu de Neaghiță Văcărașu, cei care sunteți mai bătrâni, da? Neaghiță Văcărașu, care avea casa un pic mai la vale și care ne primea de fiecare dată când veneam cu uratul, cu niște bolaci foarte fain făcuți de soția lui, pe care o chema, cine știe? Fuța, noi știam de Fuța, da? Paraschima. Și iată lucruri frumoase, această familie a avut unul din copii a ajuns profesor universitar la Iași, Iulia Văcărașu. Niște lucruri foarte interesante, scrise de Iulia, s-a prăbătit Dumnezeu să o ierte. Multe lucruri, multe fapte, haideți să le strângem pe toate poveștile pe care le știți. Aș vrea să facem din acest muzeu și un muzeu viu, în sensul în care unii dintre noastre mai bătrâni veți povesti aceste lucruri, noi le vom înregistra și cât de frumos peste, eu știu, 10 ani, 20 de ani, când nu vom mai fi, cei care vor vedea aceste interviuri luate. Și am aici pe Dana lângă noi și o rog să se implice și în acest muzeu și virtual, dacă putem face, așa fel încât să fie un muzeu de referință, de top, nu numai în Târmănești, ci dacă s-ar putea și mai departe. Noi avem o finanțare, deja am obținut o finanțare de 500.000 de euro pe digitalizare, pe modernizare și o parte din acest pachet de finanțare se va regăsi și în acest muzeu care vreau să fie de tot. Încă o dată mulțumesc, Doamne ajută să aveți o zi frumoasă și să vizitați muzeul. O perioadă va fi gratis după un moment. Trebuie să amintesc că aș vrea să-i mulțumesc și constructorului, Ionuț Bogasiu, un băiat de aici de la noi, din Dărmănești, care am stat un pic călare pe el ca să facă treaba și de calitate și la timp. Mulțumesc, Ioane, pentru felul care te-ai implicat și trebuie să mai spunem un lucru. E căsătorit cu Lăcoșeancă de-a noastră și de-aia e așa de cuminte, că la... Da? L-a făcut Lăcoșeancă noastră să fie un băiat și serios și harnic și nu că înainte nu era. Încă o dată mulțumesc, Doamne ajută! Haideți să câștigăm. Servește-și cu o prăjitură. Multe n-au. Și atunci am și pus rugăciunile, chiar s-a deschis, nu știu, parcă așa a fost cu părintele
el a vorbit, ne-am gândit că aici va fi un centru cultural, pentru că și în vechime, așa cum spunea domnul primar, aici a fost o rezistență, o școală, s-au învățat, au fost generații. Și să știți că sufletul copiilor care acum sunt adulți și poate unii dintre ei au plecat la Domnul, veghează la această instituție în care noi astăzi ne aflăm. Vă felicităm pentru tot acest efort pe care îl faceți, pentru toate lucrurile frumoase pe care le faceți pentru întreaga comunitate. Dumnezeu să vă dea multă sănătate, spor în ceea ce faceți cu oameni deosebiți alături și vă mulțumim pentru tot sprijinul tuturor celor din comunitate pe care îl dați în mod conștient și voi pentru toate faptele pe care le facem. Mulțumim de suflet, Dumnezeu să binecuvinteze acest loc, să fie un loc de referință, mai ales că știu că mai sus a fost un centru focal, așa cum a spus, în secolul al XVIII-lea, o mănăstire emblematică pentru satul acesta și pentru zona noastră și eforturile acestea conjugate de dumneavoastră pentru a aduce la lumină trecutul nostru. Vă place istoria, vă plac obiectivele și suntem și noi la sentimentul dumneavoastră. Mulțumim de suflet pentru tot ceea ce faceți și să vă dea Dumnezeu har, minte, putere în continuare și tot lucrul bun spre înfăptuirea celor frumoase comunități. Dumnezeu să binecuvinteze pe primar în această sfântă zi a Sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril și satul acesta și pe Părintele Paroc pentru invitația pe care mi-a făcut-o și toată comunitatea. Amin! Slavă lui Dumnezeu, ostenitorilor acestui locaș, dă-le, Doamne, sănătate, lucrurile de zile, sporire într-o toate faptele bune, și îi păzește într-o mulță, mulță întrăiască. Mulță cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce dori, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți, că fie viața numai lumină, ca în lumină să dăinui, pentru credință și mântuire, la mulți ani să trăiți. Doamnelor, domnilor, dragi cerniți părinți, un moment important pentru comunitatea din cartierul Lahoș, momentul în care vom sfinți lucrările de reabilitare a acestei clădiri, o clădire veche construită între cele două războaie mondiale. Prin anul 1923 a fost construită această clădire cu scop școală gimnazială pentru satul Lahoș. Aici au învățat bunicii noștri, aici au învățat părinții noștri, în această sat. Sigur că această clădire era destul de degradată și am hotărât împreună cu colegii din Consiliul Local să aprobăm niște resurse financiare pentru a renova această clădire. Lucrările au fost făcute din bani din bugetul local și au constat în reabilitarea acoperișului. În integralitate am schimbat împeritoarea, am schimbat tot ce ține de partea de tencuieri, tot ce ține de exterior și de interior, până la cresie, faianță și așa mai departe. Credem noi că astăzi clădirea asta răspunde în mare parte cerințelor pentru a dezvolta aici activități culturale, dar mi-aș dori foarte mult în această clădire, să amenajăm un muzeu al satului Lahoș. Știm că acest sat a luat naștere prin venirea unor arteleni pe aceste ținuturi, la 1756, și de aici se trag și numele familiilor pe care noi le avem.
aici, în satul Lapoș. Unii sunt familia ardeleană pentru că sunt ardeleni, alții se numesc munteanu pentru că au spus că au venit de la munte și sunt munteni, alții sunt mocanu pentru că au venit cu oi și au rămas cu denumirea de mocanu, alții sunt floreanu pentru că au venit cu vaci bălțate și își spuneau că au vaci florene și așa a devenit familia Florean și așa mai departe. Și atunci rugămintea mea este ca fiecare dintre dumneavoastră care aveți acasă obiecte care ar putea constitui înființarea unui muzeu, ne-ar face mare plăcere. Aș începe în primul rând cu cei care au făcut această comunitate mare și toți cei care aveți acasă poze, tablouri cu străbunici, bunicii noștri, le vom scana și vom avea pe acești pereți chipurile acestor oameni deosebiți care au trăit 100 de ani sau poate 200 de ani înaintea noastră. Deci, afară de aceste poze cu chipurile strămoșilor noștri, orice fel de obiect care ține de viața familiilor din Lapoș ne ajută. Avem acolo o bucătărie veche, acolo vom dota cu tot ceea ce era într-o bucătărie din cartierul, din satul Lapoș, acum 100 de ani. Aici vom avea, eu știu, și obiecte care țin de îndeleniciile oamenilor din sat, de la războiul de țesut, la, poate la oieritul pe care noi l-am practicat și încă îl practicăm. Cei care au fost fierari sau dogari, și știm că am avut oameni care făceau butoaie aici în sat. Iată câteva exemple pe care noi împreună putem să le ducem la bun sfârșit și să facem, repet, unul dintre cele mai frumoase muzee din Dărmănești. Vom avea aici în acest muzeu, vom face trimitere la primii învățători care au funcționat în această școală și cei care sunt mai bătrâni și amintesc de Mârza, Mârza și așa mai departe. Deci, iată că noi am pus prima cărămidă și am făcut această clădire să fie funcțională. Vom trece la etapa a doua, vom amenaja un muzeu, așa cum spuneam, foarte frumos, dar vom avea și viață culturală în această încăpere, ca cei care vin după noi, și mă refer aici la copiii, nepoții dumneavoastră, să-și amintească de cei care au pus bazele acestui sat. Iar peste 50 de ani sau 60 de ani, și noi, o parte din cei care suntem aici, vom fi, cred că, pe pereți, pentru că vom fi plecați în lumea cealaltă, și își vor aminti copiii de noi și vor spune că, iată, că prin 2022, o mână de oameni, împreună cu preoții din comunitate, au sfințit în clădirea, încăperea în care va fi viitorul muzeu. Mulțumesc foarte mult! Rog preacucernicii părinți să facă o slujbă de sfințire, pentru că orice lucru care noi ne dorim să fie sănătos, îl începem cu o slujbă. Mulțumesc foarte mult! Și-n vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, brațe, cerești cu veiecul vreodupul adevărului care pentru timpere și de toate de tine și Dumnezeu Dumnezeu și călătoră pe viață. Vindu-l pe sărătuie și zboi și necurătește pe toate de tine și de așa mulie și bună și de tine noastră. Fiindă Dumnezeu de toate tale, Sfinte fără de moarte, priește noi. Fiindă Dumnezeu de Sfinte tale, Sfinte fără de moarte, priește noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tale, Sfinte fără de moarte, priește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și veci vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, plăce și păcatele noastre, Stăpâne, iartă fărădelecile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, priește, Doamne, priește, Doamne, priește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și veci vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cerul Sfințească, se numele Tău, vine împărăția Ta, face-ți voia Ta pe un cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi din sfintă, ci ne izbăvește de cel ridicat. Tata este împărăția, puterea și slavă Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea cu prestare Sfintelor lui Dumnezeu Biserici, pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru înalt preasfințitul Arhiepiscopul nostru Ioachim, pentru cinstita preoțime și antru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Pentru ca să simțească muzeul acesta cu puterea, cu lucrarea și cu pocorârea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, și purura Fecioară Maria, cu toți Sfinții să o pomenim. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Și și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Acum și pururea și în veci vecii, Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeu nostru, caută acum când vă să mire spre rugăciunea noastră a Sfinților și nevrednicilor Tăi slujitori să trimite harul preasfântului Tău Duh peste unde lemnul acesta să-L sfințește, ca să fie spre sfințirea muzeului acestuia, spre aruncarea tuturor puterilor celor potrivnice, că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate cutezele Hristoase, Dumnezeule, ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. La Sfântul Evanghelist Luca, citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să vă aminte, în vremea aceea, apropiindu-se de poalele muntele măslinilor, toată mulțimea ucenicilor bucurându-se, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare, pentru toate minunile pe care le văzuseră zicând, binecuvântat este Împăratul care vine într-un numele Domnului, pace în cer și slavă pentru cei de sus. Dar unii farisei din mulțime au zis către El, Învățătorule, ceartă-ți ucenicii. Și El răspundând a zis, zic vouă, dacă vor tăcea acestea, petrele vor striga. Și când s-a apropiat văzând acestea, a plâns pentru ea, zicând, dacă ai fi cunoscut și tu în ziua aceasta, Cel ce sunt spre pacea ta, dar acum ascunse sunt de ochii tăi, că-și vor veni zile peste tine când dușmanii tăi vor săpa șanță în jurul tău și te vor împresura și te vor strântora de toate părțile și te vor face una cu pământul și pe fiii tăi care sunt în tine și ne vor lăsa din tine piatră pe piatră, pentru că nu ai cunoscut vremea. Care cercetăm lucrurile mâinilor omenești prin care să se vezi cu unitate.
învelicieșnica prin privirea celor înfățișate, vederii noastre, să cugetăm la legea ta ziua și noapte și să păzim cuvântul tău care rămâne în viață, că tu ai zidit pe om cu suflet viu, cugetător și desine stăpânitor. L-ai încununat cu slavă și cu cinste și l-ai pus peste lucrul mâinilor tale. Pus ai comoara sufletului în trup ca într-un vas de lut și ai dat poruncă să păzească moștenirea duhovnicească și să țină predanile. Pentru aceasta și noi smeriți, descoperind cele rămase din vechime și păstrând cele ce n-au fost nimicite de curgerea vremii, ca pe o moștenire sfântă a înaintașilor noștri, ne aducem aminte după cuvântul Scripturii că deși toate se vor schimba, dar tu același ești și anii tăi nu se vor înmulțima. Pentru aceasta, trimite, Doamne, binecuvântarea ta peste muzeul acesta, peste ctitorii, donatorii și ostenitorii lui, peste cei ce s-au ostenit cu frumusețarea lui, peste rugătorii și vizitatorii ce vor călca pragul acestui. Și ne învredicește pe toți ca luminați la minte prin vederea celor învestierite aici, să te lăudăm pe tine umblând de acum înainte în înnoirea vieții, că întru tine toate noi s-au făcut, ceea ce același ești ieri, astăzi și în veci. Ție slavă înălțăm împreună și Părintului tău cel fără de început și pe Sfântului și Bunului și de viață Păcătului tău Duh. Acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Cuvântul Dumnezeului viu, înțelepciunea tuturor izvorul nașterii și al adevărului, cel ce ai învățat pe Solomon înțelepciunea, cel ce ai credințat de văzătorii lui Dumnezeu Moise, tatele legii, pe care ai scris cele 10 porunci și ai sădit în cugetul nostru legea ta cea nescrisă, cel ce de vitul lumii care părți cele cu Duhul Sfânt însuflate, ale vechiului feste și nouă testament și primire, călăuzești în adevărat credință pe cei și care și ca păcumeni și mânta morții. Iar în acestea i-ai păstrat biserici neschimbate Dumnezeirea Dumnezeiască descoperire. Cel ce ai citit în sinagogă din partea prorocului Isaia și ai introduit-o în învățături de viață veșnică, cel ce prin diacul Filip, pedregător etiopian, l-ai învățat adevărat cunoaștere și înțelegerea Scripturii. Însuși, Doamne, Dumnezeul nostru, binecuvintează biblioteca aceasta. Străducește inimile celor care vor studia aici și celor care o vor vizita cu vizele tale, care pot să înțelepțească spre mântuire și luminează cugetele lor, să se însemneze peste noi lumina feței tale, ca să cunoaștem voia ta și fă ca legea ta să fie o făptuit pentru căile noastre, ca luminați fiind de străducirea cea neserată a Sfântului Tău Duh, și bucurea făcând cele bine pe bucăție, să ducem viață domnicească și povățuiți la tot adevărul, să devenim fii ai luminii, că Tu ești luminarea sufletelor și a trupurilor noastre. Și pe Tine te binecuvântăm în vecii vecilor. Amin. Ești pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne, Ți auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Și pădărilor și vizitatorilor pe Îngerul Tău cel Blăsânt ca să-i păzească de toate răudată, să-i povățuiască în lucrarea tuturor faptelor bune spre împlinirea Sfintelor Poruncelor Lui Hristos, să le dorească sănătate, zile îngrogate, în situații îndestuleze. Pentru aceasta să zicem toți, Doamne, anunțile și ne miluiește! Doamne, miluiește! Asupra celui potrivit.
Și cu crucea ta.